E oficial. Katinka și Ștefan formează un cuplu. Primele declarații ale foștilor concurenți Casa Iubirii, el s-a înscris pentru mine. Katinka și Ștefan, foști concurenți ai emisiunii Casa Iubirii, nu-și mai ascuns relația. Cei doi îndrăgostiți au postat primele imagini împreună. Fanii emisiunii Casa Iubirii sunt în culmea fericirii după ce Katinka și Ștefan au făcut publică relația lor. Deși nu au reușit să-și găsească iubirea în cadrul show-ului matrimonial, destinul i-a adus pe cei doi foști concurenți împreună. Iată primele imagini cu cei doi. Katinka și Ștefan de la Casa Iubirii nu-și mai ascund relația. Katinka este una dintre concurentele celui de-al doilea sezon al emisiunii Casa Iubirii. Iar Ștefan este unul dintre tinerii care au luat parte în cel de-al treilea sezon al show-ului matrimonial. Deși mulți se așteptau să o caute pe Aleina după eliminarea din emisiune, Ștefan a fost surprins alături de Katinka, iar acum cei doi au oficializat relația. Fosta concurentă a postat un videoclip pe TikTok în care apare alături de Ștefan. Cei doi s-au filmat în timp ce dansau sub privirile trecătorilor și păreau extrem de îndrăgostiți unul de celălalt. Tu și eu pentru totdeauna, a scris Katinka în dreptul postării sale de pe TikTok. Dar Katinka și Ștefan nu s-au oprit aici. Fosta concurentă a postat mai multe fotografii și clipuri video pe pagina sa de Instagram. Cei doi s-au filmat în timp ce mănâncă sushi, dar și în timpul unei plimbări nocturne. Katinka le-a dat peste nas celor care au lăsat comentarii răutăcioase. După ce s-au afișat împreună, nu au întârziat să apară nici comentariile fanilor emisiunii Casa Iubirii. Dacă unii au primit cu brațele deschise relația celor doi, unii internauți nu s-au putut abține să nu amintească de Aleina și de Larisa, două concurente pe care Ștefan le-a plăcut în cel de-al treilea sezon al emisiunii Casa Iubirii. Aleina văzând asta a fost comentariul lăsat de un internaut. Ea dormind foarte liniștită la noapte, nu mai dramatizați că nu e cazul, a fost răspunsul oferit de Katinka. Deranjată de faptul că fanii o aduc în discuție pe fosta lui iubită. O altă susținătoare a emisiunii a ținut să amintească de faptul că Ștefan a fost interesat de Larisa, însă aceasta nu și-a dorit o relație cu el. El s-a înscris pentru mine în sezonul 2. Dacă eram în 3, nu exista nici Larisa, nici Aleina. A mai scris ca Katinka în secțiunea de comentarii.